aveți senzația că se guvernează în interesul băncilor care trebuie să facă bani mulți în detrimentul cetățeanului român? Sau e o stranie coincidență că așa se întâmplă? Cu siguranță nu se guvernează în interesul cetățeanului român, pentru că în acest moment ministrul de finanțe PNL și cu premierul Ciolacu ce au reușit să facă este să creeze consumatori captivi pentru băncile din România. Practic i-au obligat pe micii comercianți, pe români, să se ducă să-și deschidă conturi, carduri și dacă aveau și dacă n-aveau nevoie de asta. Și sigur că în momentul în care obligi niște cetățeni să cumpere servicii private, pentru că prin lege nu le lași opțiunea să nu o facă, asta creează un dezechilibru major. Eu nu știu ce a făcut domnul Ciolacu când s-a dus în piețe și a făcut poze cu producătorii pentru Facebook, că dacă stătea de vorbă cu ei măcar 5 minute, ar fi aflat că oamenii ăștia încasează numerar, plătesc ce au de plătit la piața respectivă, că nu poate să plece de lângă legumele pe care le au pe tarabă o dată pe zi să se ducă să pună bani în bancă, că nu vor să plătească comisionul de 1-2%, pentru că oricum au o marjă foarte mică față de munca pe care o depun pentru a crește produsele respective. Am fost să cumpăr flori la o florărie mică dintr-o piață, mi-a explicat doamna disperată că e atâta plătește, are o plată mare, atâta, una pe lună, 2500 de ron, chiria spațiului mic în care își vinde florile. Și nu vrea să-și facă car nici cum, dar nici nu mai putea să plătească numerar acea chirie. Să fim clari, o chirie fiscalizată, pentru care avea contract, pentru care plătea taxe la statul român. Deci este complet opus față de interesul cetățenilor români această limitare. Și mai mult decât atât, e de neînțeles de ce persoanele fizice, de exemplu, au un plafon mai mare de plăți în numerar decât persoanele juridice. Când e clar oricui că o persoană juridică, mic magazin, mic producător, rulează mai mulți bani în numerar. Și în același timp ce se întâmplă, și am văzut și investigații legate de lipsa de intervenție a ANAF-ului, care în anumite județe nu controlează prietenii politici ai celor care domină județele respective, cum să-i spui unui român că la leuții pe care îi are, și folosesc diminutivul ăsta destul de conștientă, pentru că în acest moment, mare parte a micilor producători, mare parte a familiilor din România, nu au banii suficienți față de ce ar avea nevoie și în același timp să lași mare evaziune nederanjată. Domnul Bodoc, vreți să interveniți? Nedigitalizat. Să dăm prilejul domnului.